Buzoienii vor avea un nou parc uriaș. Anunțul a fost făcut recent de primarul Constantin Toma, care precizează că noul parc va fi amenajat la marginea orașului, lângă râul Buzău și va rivaliza cu Crângul. Avem în vedere pe lunca Buzăului, pe malul râului Buzău, deci am reușit să identificăm și să facem documente pentru 106 hectare, atenție, pe care dorim să realizăm, dacă vreți, o a doua pădure importantă din municipiul Buzău, după pădurea Crâng. Primarul Buzăului spune că parcul de lângă râul Buzău ar putea fi finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. La final, cele peste 100 de hectare de pădure vor fi nu doar o oază de verdeață la marginea orașului, ci și o zonă naturală de protecție împotriva vânturilor și a prafului. Acest teren există deja în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență o axă de finanțare pentru reîmpăduriri. Vom crea această, să-i spunem, și perdea forestieră pe lângă râul Buzău. Constantin Toma consideră că, odată cu amenajarea noului parc, municipiul Buzău va deveni unul dintre puținele orașe din țară cu cele mai mari suprafețe verzi pe cap de locuitor.